În România, zona munților Apuseni este un areal ce abundă în istorii, care completează și pe alocuri condimentează povestea aurului. Așadar, suntem în depresiunea Bradului ca să descoperim istorii ascunse. În depresiunea Bradului, conform unei părți a istoricilor, statuile megalitice descoperite în zonă sunt o dovadă indirectă a faptului că exploatarea aurului a început cu aproape 5.000 de ani în urmă. Inelul de buclă, găsit în 2018, întărește această ipoteză. Dincolo de aceste mărturii și până la clarificarea aspectelor cronologice, în munții Apuseni, spălarea aluviunilor aurifere este o îndeletnicire atestată cu mai bine de 2000 de ani în urmă. Asta era poziția în care stăteau aurare. Pe o piatră, pe marginea râului, se așezau și stăteau uneori ore în șir și poate după o zi de lucru să găsească un gram. În zonă, pe lângă spălarea nisipurilor aurifere, galeria de la Ruda Brad confirmă faptul că aurul se extrăgea din munții Apuseni încă din vremea romanilor. Astea sunt treptele săpate de romani și astea sunt lăcașurile în care puneau opaițele ca să aibă lumină în timpul lucrului. Cătălin Nicolae Rișcuța, arheolog la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, s-a născut la Brad, trăiește ghioviață în zonă și a fost martor al transformărilor pe care povestea aurului le-a cunoscut în ultimele decenii ale secolului 20. Acestora li s-au adăugat istoriile mineritului din zonă, istorii pe care le-a aflat de la tatăl său. Ne ajută să descoperim câteva dintre zecile de galerii folosite pentru extragerea aurului, deschise în urmă cu multe decenii, galerii ce sunt astăzi închise. Toate dealurile astea sunt pline de galerii? Da, chiar aici ne aflăm în apropierea intrării de la Galeria Ludwig, care a fost deschisă undeva la sfârșitul secolului al XIX-lea. Galeria Ludwig face parte dintr-un ansamblu ce a fost dezvoltat de nobilii Imperiului Habsburgic și mai apoi de cei ai Imperiului Austro-Ungar. Printre aceste exploatări miniere de amploare, susținute cu fonduri austriece și germane, existau și galerii mici, săpate de localnici pe proprietățile lor. Destul de repede, proprietarii de mine, mai mici sau mai mari, au înțeles că, pentru a conta într-o piață economică în continuă dezvoltare, e necesar să se asocieze. În timp, aceste asociații au fost cumpărate de companii susținute financiar, în special de capital german. Cu scopul de a crește randamentul productivității, se fac investiții pentru a crea o infrastructură avansată în acord cu normele epocii. Au început să folosească utilaje mai moderne, au asigurat aerajul în mină, iar transportul minereului se făcea pe funicular. Au adus tehnologie, au adus specialiști. Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în depresiunea Bradului, asociația Ruda 12 Apostoli devine cea mai profitabilă entitate economică. Astăzi, cele mai multe dintre galeriile deschise în epocă sunt ascunse de vegetație. În liniștea pădurii, abia se mai zăresc gurile de mină, ce în urmă cu mai bine de 100 de ani erau înconjurate de forfotă. Oare putem coborî pe aici? Se poate, cred. Cred. Hai să încercăm. Da. Practic, este asta un canal de scurgere a apei. Aha. Dar, sigur, în momentul ăsta nu mai... E plin de vegetație. Nu e activ, da, și... Nu se surpă, nu? Nu, nu. Și aici este o galerie de mină? Da, este una dintre cele mai vechi galerii
din epocă modernă, contemporană, Galeria Ruda 12 Apostoli. După cum se vede, scrie și pe ea 1902-1970. Începutul secolului 20 aduce transformări semnificative în întreaga Europa, iar România este partea acestora. În 1918, după finalizarea Primului Război Mondial și formarea României Mari, în Depresiunea Bradului, povestea aurului deschide un nou capitol. Toate minele din Transilvania, da, nu au aparținut capitalului străin, austriac și maghiar, considerat după 1918 inamic. Fostul capital inamic, adică mine, păduri, tot ce au avut în Transilvania, trebuia să intre în posesia statului. Statul, neavând fonduri suficiente, a tăcut, da, și atunci s-au ivit, știu eu, oameni de genul lui Ion Gigurdu, da, care au știut cum să facă și au preluat la niște prețuri derizorii niște afaceri foarte bune. Ion Gigurdu, cel care avea să devină în deceniile următoare Unirii, o figură importantă a politicii și economiei românești, absolvise Academia de Mine din Freiburg și Berlin-Charlottenburg. Așa că înțelegea cât de profitabilă poate fi valorificarea resurselor miniere. După ce în 1919, împreună cu alți doi asociați, înființează o societate de exploatare a unor cariere de piatră în județele Gorj și Vâlcea, în 1920, după mai multe artificii financiare, MICA, societatea întemeiată de Ion Gigurdu, începe să funcționeze și în Depresiunea Bradului. De la momentul înființării și până la naționalizarea sa, în 1948, societatea MICA Brad avea să fie cea mai productivă dintre exploatările aurifere ale României. Societatea MICA a fost faimoasă nu numai datorită politicilor economice, sociale, culturale pe care le-a promovat în zonă, ci și datorită, cred eu, componenței Consiliului de Administrație, a președinților care au condus această societate, oameni politici importanți care, cu siguranță, au ajutat societatea MICA să treacă peste anumite probleme cu o anumită ușurință. Și aș cita aici, sau aș aminti aici mai bine zis, pe Ion Gigurdu, pe generalul Constantin Coandă, pe generalul Alexandru Averescu, pe Nicolae Murgășianu, pe Alexandru Vaida Voievod. De la momentul în care începe să fie activă în zona minieră din Depresiunea Bradului și în acord cu politicile de revigorare a economiei românești, societatea MICA face o serie de investiții în exploatările din Munții Apuseni pentru eficientizarea producției. Astfel sunt achiziționate echipamente și utilaje moderne din Germania, Ungaria, Anglia și chiar din Statele Unite ale Americii. În plus, societatea alocă fonduri pentru deschiderea unor exploatări miniere în Africa de Est și Bulgaria. Dar, din diferite motive, investițiile externe se dovedesc a fi neprofitabile. Pe plan intern, societatea investea în mai multe domenii, de la cel petrolier la cel textil și până la domeniul imobiliar. Dincolo de investițiile pur tehnice, societatea MICA a alocat sume importante pentru dezvoltarea unor climate agreabile din punct de vedere socioeconomic, cultural și sanitar pentru minerii din Munții Apuseni. MICA a investit foarte mult în construirea unor, știu, spitale. Da, a construit, de pildă, sanatoriul de lângă Brad cu o capacitate de 200 de paturi. Prin investițiile societății MICA în retehnologizarea industriei miniere din Munții Apuseni, s-au creat noi condiții de muncă cu o salarizare mai bună. Însă, acestea presupuneau o pregătire eficientă, ceea ce a adus cu sine programe de școlarizare și de perfecționare, iar MICA organiza și întreținea școlile profesionale din zonă. În plan cultural, locuitorii zonei și personalul angajat își puteau petrece timpul liber sau, mă rog, consumă timpul liber petrecându-l la cinematograf, la bibliotecă, la o sală de casino, unde, evident, jocurile de noroc erau preferate oricăror alte forme de divertisment. Desigur că unii dintre ei nu erau mulțumiți de nivelul de trai, doreau mai mult și atunci s-a ajuns la un alt fenomen cu profunde implicații economice, dar și psihosociale, și anume furtul și contrabanda cu aur.
Încă de la înființare, conducerea societății a fost preocupată de stoparea fenomenului de furt al aurului. Cantitățile de aur variau între un gram și un kilogram. Le ascundeau în bocanci, în haine, în vasele de hrană, dar și în cele mai intime locuri. Într-un raport din iulie 1940, privind măsurile ce trebuiau adoptate pentru combaterea sustragerii metalului prețios, se estima că 10% din totalul producției de aur lua drumul contrabandei. Cine fura de la mica? În primul rând furau minerii, care, intrând în contact direct cu metalul nobil, erau mai tentați să sustragă acest metal prețios. Sigur că ei erau ajutați și de diversi negustori, deci exista o întreagă rețea, dar și oameni ai legii și chiar șefi, diversi conducători, șefi, să zicem așa, de secții de la societatea mica. Cele mai mari cantități de aur sustrase au fost vândute, da, prin contrabandă pe piața externă. De ce preferau piața externă? Sigur, pentru a se feri de eventuale implicații juridice, dar mai ales pentru că aurul era foarte bine comercializat pe piața externă. Și ca să vă dau un exemplu, în 1921, Banca Națională a României oferea pentru un kilogram de aur suma de 68.000 de lei, în timp ce pentru aceeași cantitate pe piața engleză se vehiculau sume de la 86.000 de lei în sus. Pentru că furturile de aur deveneau tot mai frecvente, conducerea societății a hotărât la finalul anului 1929 introducerea procedurilor penale și condamnarea învinuiților. Evident, acest fapt nu a stopat fenomenul. Mai mult, la sfârșitul anilor 1930, arhivele societății înregistrează chiar o sporire a furturilor. Drept urmare, pe lângă aplicarea legii, era promisă și o recompensă în bani celor care sesizau furturile. În acest context, moții din Depresiunea Bradului aveau să fie martori ai unor întâmplări despre care se vorbește și astăzi și al căror protagonist a fost banditul Totu. Primele povești despre Totu și banda lui, adică echipa cu care acționa, le-am auzit de la mama mea fiertată. Pe urmă, când a început să mă intereseze mai în amănunt problema, am mai stat de vorbă cu mineri bătrâni. Totu s-a născut în satul Ormindea, dar îl chema Popa Todor, nu Toader, Todor. S-a născut în satul Ormindea, a avut o copilărie nefericită, au murit părinții. În zonă, localnicii știau că Todor Popa avusese o copilărie grea, că fusese slugă și că înainte să se apuce de furat aur, lucrase în mină pentru câteva luni. A fost rapid concediat, apoi s-a asociat cu foști mineri, concediați la rândul lor pentru furt de aur. Împreună au început să producă pagube însemnate societății mica. Cu echipa lor au început să dea lovituri la societatea mica. Cunoșteau foarte bine galeriile, răsuflătorile de aeraj, cunoșteau bine suitorile pe unde se poate coborâ sau urca dintre orizonte, dintre galerii. Nu se cunoaște cu exactitate cât de numeroasă era banda lui Totu, însă era clar că bărbații erau familiarizați cu tehnica mineritului și cunoșteau destul de bine galeriile deschise în Depresiunea Bradului. De unde luau informațiile? La Ormindea, în satul natal al lui Popa Todor, era un așa zis american, un cetățean de acolo, un sătean, care în prima perioadă a secolului 20, ca și alți ardeleni, a plecat în America. A lucrat acolo o perioadă de timp, a venit cu bani, a cumpărat avere și a deschis un birt. Și acolo minerii s-adunau acolo, beau și povesteau. Totu și cu încă niște scoade de-a lui, mergeau pe acolo, mai beau și ei și trăgeau cu urechea și aia discutau. Unde s-a găsit vâna bogată în aur, că de acolo s-a scos atâta,
că vai, ăla o mai furat și el un pic, că ăla o mai luat și el. Totuși, cu iscoadele ori aflat. Și atunci dădeau atacurile. Încet, în toată zona, au început poveștile despre tâlhările lui Totu. Vechii mineri spuneau că în echipa lui își găsise rostul și un tânăr mai voinic, ce trebuia să care o frânghie de cânepă lungă de 90 de metri. În satele din Apuseni se răspândise și povestea care detalia modul în care hoții reușeau să pătrundă în abataje după încheierea programului de lucru. Se pare că aceștia coborau pe frânghie, unul după altul, prin gurile de aerisire. Făceau cale întoarsă abia după ce dislocau bucăți considerabile de minereu. Prin sate, ferite de ochii curioșilor, hoții improvizaseră laboratoare în care toți membrii grupului se întâlneau pentru a extrage aurul din minereu după o metodă practicată de veacuri în zonă. Furau din șteampuri mercur, făceau amalgamul și pe urmă un anume zahei, faur zahei, pe care și eu l-am cunoscut și de la el am multe informații, era curierul care ducea la Arad, la niște dentiști, amalgamul de aur. Nu s-a știut vreodată, cu exactitate, de câte ori banda lui Totu s-a furișat în abataje și a sustras aur. Dincolo de aceste furturi, Teodor Popa mai este cunoscut în istoria locală ca autor al unui jaf ce s-a soldat cu victime. La un moment dat pune la cale un atac asupra unei mașini care ducea niște valori de la vânzarea de tutun și alcool, care era a statului, ducea la Deva. Ultimele detalii ale jafului fusese răstabilite cu o seară înainte la cârciuma americanului din Ormindea, acolo unde Totu și ai lui, conform documentelor de arhivă, au băut 5 litri de vin ars. În zorii zilei de 14 august 1935, cei 8 membri ai grupării erau poziționați strategic conform planului. Când mașina cu valori s-a apropiat, tâlharii au prăbușit un copac, au blocat drumul și apoi au pornit atacul. Sperau la o captură de 160.000 de lei, însă s-au ales doar cu 6.000. Apoi, atacatorii s-au pierdut în pădurile din Apuseni. Până la urmă, a fost capturat. Și el și, pe urmă, a fost capturat ceilalți membri și au fost judecați la judecătoria din Deva. Cu excepția unuia dintre tâlhari, toți ceilalți primesc ca pedeapsă închisoare pe viață. Era ianuarie 1935, iar condamnații au fost închiși la Aiud. Surprinzător sau nu, povestea lui Totu nu se încheie aici. Capacitează pe un gardian să aducă niște pânze de bonfire, ferăstrău din ăla cu care se taie metale, taie gratiile la geamuri, rup cearceafuri, rup pături, fac un fel de frânghie și totul sare prin geam în spatele închisorii și de acolo câteva săptămâni la rând a venit noaptea până a ajuns în apropierea zonei. La Brad se întâlnește cu un fost complice ce îi datora 80.000 de lei. Ca să scape de datorie, bărbatul alertează autoritățile și împreună cu acestea îi întind o capcană lui Totu. Deci a fost împușcat, imediat la atelierul de tâmplărie a întreprinderii Mica s-a făcut o ladă, nu coșciug. S-a făcut o ladă, în lada aia a fost pus cadavru și a fost îngropat pe dealul Gorunului. Astăzi, puțin localnici mai știu locul în care a fost înmormântat Popa Todor, însă povestea lui continuă să fie parte a istoriei acestor locuri. Popa Todor a rămas în memoria colectivă ca unul dintre ultimii haiduci ai zonei. Deci el a fost cel care a reușit poate cel mai mult să sustragă metal prețios din minele de la Brad. Era un personaj negativ, dar cu toate acestea, cred că era în anumite medii din Brad, în anumite medii populare, chiar era îndrăgit.
Evident, odată cu venirea comuniștilor și naționalizarea societății Mica, în depresiunea Bradului se deschide un nou capitol. Unul în care s-a dorit intensificarea producției de aur. În 1958 a fost un maxim de producție de 4500 de kilograme. Evident, în regimul comunist, minerii au fost monitorizați și, atunci când a fost cazul, aspru pedepsiți. Securitatea, din câte știm, a fost cu ochii pe mineri și foarte mulți au fost luați pe sus și anchetați, chiar bătuți și închiși pentru astfel de tentative. În primele decenii ale regimului comunist, exploatările de aur din depresiunea Bradului au fost extinse. Apoi, atât minele cât și uzinele de prelucrare a aurului au cunoscut declinul în anii 80, pentru ca, la începutul anilor 2000, într-un nou regim și într-un nou mileniu, acestea să fie închise rând pe rând. Uite, o cizmă de miner. Da. Se dezintegrează. Da. Practic, sunt ruinele clădirilor administrative, atelierelor. Și aici e intrarea în galerie. Galeria Victor, ulterior botezată 1 mai. Și, din păcate, văd că a dispărut și placa pe care scria Galeria 1 mai. Era acolo sus. Pe aici intrau majoritatea minerilor în mină. Dar, practic, și ruinele astea fac parte din povestea aurului. Da, păi cred că e sfârșitul poveștii aurului, așa cum o știam noi. Dovezile indirecte arată că în depresiunea Bradului, povestea aurului a început cu aproape 5.000 de ani în urmă. În același timp, este cert că în momentul în care romanii ajung în zonă, începe exploatarea acestui minerău. În depresiunea Bradului, povestea a dezvoltat mai multe capitole de-a lungul timpului, unele s-au închis, iar altele sunt aproape de final. Cu toate acestea, oamenii continuă să fie fascinați de aur și de poveștile create în jurul lui. Pe data viitoare, la alte istorii ascunse.